Salut, raci! Voi face citirea pentru săptămâna 20 februarie, 26 februarie, o săptămână cu o lună plină. O lună nouă în Pești, pe 20 februarie. Aveți runele și sfatul tarotului ermetic, horoscopul. Să vedem ce spune pentru această săptămână acest tarot pentru voi. Racii, voi gândiți o schimbare, o schimbare care să vă aducă idei noi, o gândire nouă. Totul depinde numai de voi la această schimbare și am putea spune că atunci când noi decidem această schimbare, avem și protecția divină, altă energie, alte comunicare, alte relații. Totul este schimbat. Totul depinde de voința voastră. Este un fel de talisman al norocului care va aduce o stare de bine. Voi primiți bani care vin pentru munca voastră și a familiei voastre. Vă dau o stare de bine acești bani, puteți să investiți o investiție în familie. Este bine ca această investiție să fie făcută când Jupiter și Soarele sunt în aspecte benefice, dar și 10 de spade. 10 de spade arată în primul rând în casa fericirii, nefericirea, o viață grea, dificilă, cu probleme, cu situații dificile de gestionat, probleme de sănătate și în cunoaștere, un 5 de bâte arată mobilizarea voastră pentru a vă disputa o concurență. Poate fi vorba de o afacere, poate fi vorba de o călătorie, de un curs unde vreți să participați neapărat. Deci este un aspect în care voi veți folosi și minciuni și mici bârfe numai să vă atingeți un scop. Dar niciodată nu știți cine câștigă la acest 5 de bâte. Fiindcă totul pare ca o copilărie. Resursele, bunurile materiale, locul de muncă și cariera. Resursele voastre sunt sub semnul unor proiecte noi, inițiative noi, începuturi noi, idei noi, călătorii, relații noi, un proiect nou, ceva nou care să vă aducă resurse importante. În ceea ce privește locul de muncă, voi vă simțiți bine. Arătați fericirea, armonia, înțelegerea, căldura sufletească. Întotdeauna am zice că sfatul arcanei este: păstrați-vă această fericire în sanctuarul inimii voastre. Soarele.
deci la locul de muncă sau legat de sănătate. În ceea ce privește cariera, trebuie să luptați. Sunteți într-o situație de stagnare. Această card de luptă reprezintă racul, dar reprezintă situația în care voi trebuie să țineți sub control o situație dificilă sau chiar să vă impuneți în fața unor persoane care vă țin în stagnare prin a vă impune voința voastră printr-un triumf. Dar trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre, să vă înarmați cu mult curaj. Deci este un aspect dificil, este o luptă pe care o aveți legată de carieră. Comunicarea, contracte, asocieri și relații, prieteni. Comunicarea cu frați, surori, verberișoare, vecini, s-ar părea că este într-un moment de stagnare. Aici, acest doi de spade vine și vă oferă alege între a comunica așa sau a comunica așa. Sau vă cere să alegeți altceva. Este o alegere pe care vă o propune. Voi nu puteți să acceptați această alegere, fiindcă, de fapt, poate să pară și un sacrificiu. Nu numai o alegere între două aspecte identice. Ea poate să dea și un aspect de sacrificiu, acest doi de spade. Este un moment în care voi refuzați această alegere, dar este și un moment de stagnare. În ceea ce privește contractele, asocierile, poate o logodnă, voi sunteți în așteptare. Așteptați, poate să vi se facă o propunere. Fiindcă patru de cupe arată faptul că aveți deja trei cupe în fața voastră, mai aveți nevoie de o cupă. Această cupă ar trebui să vă aducă divinitatea, să fie o cupă care va aduce într-adevăr fericirea, plinul. În ceea ce privesc relațiile voastre cu prieteni, protectori, asociații profesionale, cu un 4 de monede, am spune că este o atenționare. Nu sunt bani suficienți, ceilalți probabil că vin cu proiecte, vin cu planuri, vă solicită ceva, dar voi vedeți că banii sunt puțini și sunteți strânși la pungă. Deci chiar dacă vă cere, voi faceți pe cel care nu are. Și din cauza aceasta păreți o persoană avară. Căminul, familia, schimbări, transformări și sacrificiul, secretul. Aici, la familie, aveți un paș de bâte. S-ar putea să fie un copil, o fată, foarte tânără, cu ascendent zodie, lună plină, în berbec, care își dorește călătorii, își dorește creativitate, își dorește noutăți, își dorește începuturi noi. Poate chiar o locuință nouă. Și chiar vă influențează. Sau puteți fi și voi, cei care vă doriți ceva nou în familie. Să vină o relație nouă, să călătoriți. În schimb, la schimbarea, transformarea voastră, este aceea că nu mai acceptați ca sub o formă sau alta numai voi să faceți sacrificiile. Vă uitați că ar trebui să facă sacrificii și ceilalți.
Voi ați făcut foarte multe, 8 de cupe. Arată cupele pe care le aveți în spatele vostru, le-ați lăsat acolo. Nu ați primit niciodată răsplata acestor eforturi. Și este un moment în care priviți spre viitor și lăsați trecutul în spate. Aici, la 9 de bâte, sacrificiul vostru, secretul vostru, poate fi acela că ați depășit blocaje foarte multe, ați mers mai departe și acum puteți să vă ascundeți scopurile și să vă atingeți aceste blocaje, să scăpați din aceste blocaje, să scăpați din această stagnare, ascunzându-vă scopurile. Aceasta a fost citirea. Țineți cont că la locul de muncă aveți soarele, fericirea pe care voi o arătați și carul de luptă care arată lupta pe care o aveți de dus legat de carieră, împlinirea voastră. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.